Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Să stați în prezența Domnului și Dumnezeu să vă cerceteze inima și să vă dea bucurie sfântă. Am petrecut împreună momente frumoase, am cântat, ne-am rugat, am avut părtășie. Și acum, când este aproape să se încheie serviciul divin, așa cum procedăm de obicei, vrem să ne concentrăm la cuvântul Domnului cu toată responsabilitatea. Data trecută, dacă mai țineți minte, am citit din Matei, capitolul 2, versetele 1 și 2, în ciclul de predici intitulat Întrebările Bibliei. Și ne-am oprit asupra întrebării pe care au pus-o magii când au venit la împăratul de la Ierusalim, întrebând: unde este împăratul? Spuneam data trecută că relația omului cu Dumnezeu s-a stricat. Datorită păcatului, Dumnezeu l-a dat afară pe om din grădina Edenului. Și omul de atunci aleargă singur în căutarea la ceea ce nu există, în căutarea fericirii, în căutarea mântuirii, în căutarea binecuvântării. La vremea potrivită însă, Dumnezeu din dragoste a reparat ceea ce omul a stricat. Și atunci întrebarea aceasta, unde este împăratul, face sens, deoarece Domnul Iisus Hristos, în calitate de împărat, a coborât din cer pe pământ. Și întrebarea aceasta, de fapt, este strigătul omenirii care îl caută pe Dumnezeu, a cărui lipsă a devenit evidentă în existența ei. Nu mai are cine să binecuvinteze, nu mai are cine să vindece, nu mai are cine să șteargă lacrimile, nu mai are cine să oprească războaiele, nu mai are cine să pună limită imoralității oamenilor, pentru că omul trăiește departe de Dumnezeu. Însingurat, cu libertatea pe care și-a dorit-o, care nu i-a adus decât necaz și durere. De aceea, oamenii se întorc să-L caute pe Domnul și întreabă: unde este împăratul? De împăratul acesta avem toți nevoie, deoarece el înseamnă binecuvântare, el înseamnă vindecare, el înseamnă mântuire și el înseamnă cer, nu iad. De aceea oamenii îl caută pe împăratul. Dacă lumea aceasta ar fi oferit oamenilor ceea ce ei caută, ei n-ar fi continuat să caute și n-ar fi căutat alternativă la modul lor de viață. Dar pentru că oamenii s-au săturat de păcatul pe care de altfel îl fac și îl doresc, oamenii caută o alternativă pe care Dumnezeu o oferă ca dar în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Acesta este împăratul. El este un dar al lui Dumnezeu pentru oameni. Binecuvântat să fie Domnul. Data trecută am petrecut împreună dezbătând această întrebare și încercând să răspundem ei. Dacă vă mai aduceți aminte, în primul rând am vorbit de ce s-a ascuns împăratul. Împăratul s-a îndepărtat de omul care l-a trădat și a ales să păcătuiască aliindu-se cu diavolul, făcând un partener din el. Dar Dumnezeu, la împlinirea vremii, a avut inițiativa să reabiliteze omul și l-a trimis pe Iisus în calitate de mântuitor. În seara aceasta aș vrea să continuăm încercarea noastră de a răspunde aceste întrebări pe înțelesul oamenilor. Unde este împăratul? Și să punem următoarea întrebare: de ce îl caută oamenii pe împăratul? Care este de fapt motivația reală a oamenilor? Uitați-vă, vă rog, la oamenii de afară, din lume, care nu obișnuiesc să vină la biserică în mod natural și permanent. Vin la biserică doar la evenimente care îi solicită, câteva pe an, dar ei nu trăiesc cu Dumnezeu, cu Biblia, într-un context al rugăciunii, într-o atmosferă a prezenței lui Dumnezeu, deoarece ei nu cred că este necesar. Ei au o religie care nu are nevoie de Biblie.
Au o religie care nu are nevoie de rugăciune și de Dumnezeu. Exclude postul și neprihănirea. Au o religie care acceptă păcatul, destrăbălarea. Dar există un moment de cercetare pentru fiecare muritor. Un moment când Dumnezeu cercetează pe fiii oamenilor. Pe unii prin necazurile vieții, pe alții prin bucuriile vieții. Pe mine personal nu m-a cercetat printr-un necaz. Era o zi normală, mai normală decât toate celelalte. Dar mesajul acesta al Evangheliei lui Dumnezeu, am simțit că umple golul care era gol de când m-am născut. Un gol ce avea forma și dimensiunea lui Dumnezeu. Așa a fost la mine, dar sunt milioane de oameni mântuiți la care a fost diferit. Este cinstit să punem această întrebare: de ce îl caută oamenii pe împăratul? Aș vrea să răspund în contextul acestei întrebări în felul următor. Experiența oamenilor fără Dumnezeu este tristă. Este tristă în lumea aceasta și este îngrozitoare în lumea de dincolo. Este tristă în lumea aceasta deoarece viața unui om este foarte vulnerabilă. Nu știi când doctorul îți spune că ai o boală pentru care nu există tratament nici vindecare. Fiecare dintre noi suntem expuși la un astfel de diagnostic, indiferent de vârstă. Viața omului este vulnerabilă. Aduceți-vă aminte de tragedia despre care cu toții ați aflat din ziare sau din alte surse. S-a dus o mamă să-și ducă copiii la grădiniță și cineva i-a tras câteva gloanțe în cap, fostul bărbat. Ce este viața? O femeie care n-a făcut altceva decât să fie o mamă bună, care s-a trezit de dimineață și a hrănit copiii și i-a îmbrăcat cu cele mai frumoase haine și i-a adus unde era locul lor, la școală, la grădiniță, pentru ca să-i educe. Și acolo s-a întâmplat inevitabilul. Viața omului este vulnerabilă. Nu știi ce te așteaptă mâine. Nu știi dacă mâine mai e mâine pentru dumneata. Din motivul acesta, oamenii, când devin adulți, își pun această întrebare: dacă mor nemântuit și merg în iad, și încep să se gândească mai serios decât în perioada tinereții, la viața lor veșnică. Gândul acesta frământă, după cum o femeie frământă aluatul ca să facă pâine, îl întoarce pe toate părțile pe om, îl trezește noaptea și nu-l mai ia somnul și se învârte ca un șurub în patul lui până dimineața, chiar dacă e un om înstărit, realizat din alte puncte de vedere. Gândul că merge în iad este un gând care îl invită pe om să se pocăiască. Apoi, nu doar vulnerabilitatea vieții, dar și faptul că omul poate muri în fiecare moment, sau faptul că vine judecata lui Dumnezeu. Omul trăiește o singură dată, moare o singură dată și apoi vine judecata. Și niciun om nu scapă, indiferent de religia pe care o are un om, indiferent de moralitatea lui, de sistemul lui de valori, de libertinajul sau de conservatorismul pe care l-a ales ca un sistem de viață, indiferent, Dumnezeu îl trece pe la judecată. Și față de fiecare om, Dumnezeu are același sistem de judecată, adică Evanghelia. Ei, toate acestea fac sens în mintea unui adult, care, deși în aparență se autonumește ateu, liber cugetător, undeva în adâncul inimii lui îi este frică de moarte, de iad, și se gândește la Domnul. Ei bine, dar oamenii care nu se gândesc la Dumnezeu, ei trăiesc în lume și sistemul acesta de viață, unde păcatul este natural, este absolut obișnuit, le aduce bucurie și satisfacție sufletească. Își petrec viața ziua și noaptea în păcat, fără remușcare, pentru că legea Domnului nu este o alternativă la păcatul lor. Ei nu știu decât păcatul. Ei bine, împărăția aceasta a lumii în care ei trăiesc și împărații aceștia din lume care îi conduc, la un moment dat devin nesuferiți și greu de suportat pentru oamenii aceștia. Uitați ce spune Evanghelia. Împărații lumii sunt instabili. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat foarte mult.
Un om din societate care are încredere în împăratul lui, în regele lui, în președintele lui. Știe că este un om dotat, superdotat, este o persoană care are școală, are experiență, este aproape de 50 de ani, să zicem. Este un președinte în care poți avea încredere. El este înconjurat de miniștri la fel de dotați și cu experiență ca și el. Dar observați ce este omul. Sunt momente în viață când orice persoană se devine instabilă. Este ca pe gheață. Împăratul Irod, care a omorât foarte mulți oameni ca să ajungă la tron și care s-a asigurat că nimeni nu mai poate să îi ia tronul, la un moment dat s-a tulburat foarte mult și împreună cu el s-a tulburat tot orașul. Câtă încredere poți avea într-un președinte dacă se tulbură la o veste? Câtă încredere poți avea în orașul în care locuiești dacă toți locuitorii lui intră în panică la un mesaj, la o veste, la un zvon? Aceasta este lumea în care trăiesc oamenii. Și ei au sentimentul de instabilitate, sentimentul de vulnerabilitate, de nesiguranță. Și sentimentul acesta îi urmărește și ziua și noaptea. Și le spune că trebuie să existe undeva un alt împărat care nu se tulbură niciodată și nicio împrejurare. Mai mult de atât, cuvântul Domnului vorbește despre prioritățile pe care le au împărații lumii. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să dea. Ce să dea? A venit acolo o femeie frumoasă și a dansat. Era un ospăț, un ospăț lumesc. Și a venit o femeie frumoasă și a dansat. Împăratul a văzut-o dansând, a apreciat-o pe ea și dansul ei. Și atunci, în entuziasmul nebun, a făcut o promisiune. Orice îmi va cere fata aceasta, îi dau. Mama ei a profitat de această ocazie unică. A chemat-o pe fiica ei, dansatoarea, și i-a spus: tu știi că eu nu-l suport pe Ioan Botezătorul, pe prorocul. Acum este o ocazie să te duci la împăratul, că nu te poate refuza, și să-i spui: mi-ai promis că-mi dai, te ții de cuvânt, da, te rog frumos să-mi dai capul lui Ioan Botezătorul. Zis și făcut. Și dansatoarea se duce la împărat și îi spune: trebuie să te ții de cuvânt, dăm capul lui Ioan Botezătorul. Și dintr-o dată împăratul e pus într-o situație absolut complicată. El știa că omul acela este sfânt și pe deasupra și nevinovat. Iar femeia aceasta, deși a dansat frumos, nu are scrupule, nu are milă, nu este om, este altceva. Dar Scriptura spune, din pricina promisiunii lui și de ochii celor care ședea cu el la masă, a sacrificat un om nevinovat. Acesta este împăratul căruia slujesc astăzi milioane de oameni și se încred în el. Se încred în angajamentele lui, se încred în planificările lui, se încred în agenda lui și în politica lui. Dacă mă auzi, omule, și nu-l cunoști pe Iisus și nu-l urmezi pe Iisus, atunci ascultă-mă. Împăratul pe care-l urmezi tu într-o zi va fi în stare să staie capul, pentru ca să nu se facă de rușine față de oamenii cu care bea și mănâncă la masă. Atâta ține împăratul acesta la tine și tu-l urmezi. Și tu ai încredere în el. Și tu spui că are școală. Din pricina aceasta oamenii caută un alt împărat. Pentru că într-un astfel de împărat trebuie să ai probleme serioase să spui încrederea. Mai mult de atât, observați caracterul împăratului. Spune Scriptura în Fapte 4:26, împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva lui Dumnezeu. Câtă încredere poți să ai într-o persoană care îți conduce viața, destinul, familia, timp în care în mod evident se împotrivește lui Dumnezeu? Atâta conștiință mai ai să știi că nu e bine să te lupți cu Dumnezeu. Pentru că generații de-a rând au trecut. Copaci au ieșit din pământ și s-au uscat. Dealurile s-au nivelat sau s-au ridicat din adâncul oceanelor. Dar Dumnezeu este veșnic. Și tot omul, șeful ateilor, știe că nu e bine să te pui cu Dumnezeu. Și totuși împărații aceștia s-au răzvrătit împotriva Domnului și împărații aceștia îți conduc viața, îți planifică familia și viitorul. Cum să te simți confortabil în felul acesta? De aceea oamenii caută un alt împărat. Pentru că împărații care conduc destinele societății în care trăim sunt niște împărați care urmăresc binele lor cu riscul că ne sacrifică pe noi.
Omule, dacă la vârsta aceasta pe care o ai nu realizezi aceste lucruri, atunci meriți tot ceea ce urmează să se întâmple. Ceea ce vrea Dumnezeu să facă este să-ți deschidă mintea prin înștiințări și să-ți spună că aceștia sunt împărați care nu-ți vor binele dumitale, ci vor binele lor. Dacă într-o zi vor câștiga pentru că-ți taie capul, ți-l va tăia fără nicio remușcare, pentru că n-au inimă și aparatul acela care produce remușcarea le lipsește. Că acest aparat apare în momentul în care omul se pocăiește și se întâlnește cu Iisus Hristos. De aceea oamenii caută un alt împărat. Au venit de departe înțelepții, astrologii, și au întrebat: unde este împăratul? Ne-am săturat de împărații lumii. Ne iau impozite, ne iau feciorii pentru armată, îi trimit în Irak sau în altă parte, ne taie capul dacă este necesar să-și păstreze demnitatea față de oamenii cu care beau și mănâncă. Împărații aceștia să aibă slujirea mea voluntară, să aibă inima mea, să aibă închinarea mea? Nici de cum. Trebuie să existe un alt împărat căruia eu să-i dau inima și închinarea. Omule, eu știu că tu ești în căutarea acestui împărat. Ești un om frământat, ești un om neîmplinit, pentru că nimic nu te poate satisface cu adevărat. Vrei o mașină mai bună, dar îți dai seama că și o mașină mai bună e tot o mașină. Vrei o plăcere, o aventură și noaptea aceasta, dar mâine rămâi doar cu remușcarea. Și atunci, alternativa adevăratului împărat devine reală și necesară. Dar nu numai împăratul, ci și împărăția în care trăiesc oamenii din lume. Priviți cuvântul Domnului. Caracterul împărăției. Marcu 6:25. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere. Sau prioritățile împărăției, Matei 11:8. Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Observați care sunt prioritățile lor? Observați ce este la mod în lumea aceasta? Hainele moi. Ești important dacă ai haine moi. Dar dacă ești un om care nu-ți merge bine businessul, dacă ești un om care ești bolnav sau ai o familie numeroasă, sau nu mai poți să câștigi mult și nu-ți poți permite haine moi, atunci trebuie să te așezi în laină. Trebuie să treci la coadă și coada e departe. În lumea aceasta, valorile sunt hainele moi. Și nu toți oamenii au acces la ele. Când Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, nu l-a trimis în haine moi, pentru ca să nu aibă acces doar o anumită categorie de oameni. L-a trimis în cel mai modest loc unde se nasc animalele, într-o iesle, într-un grajd, ca nici măcar un singur om să nu poată spune: eu nu am fost primit acolo, pentru că nu merit să intru înăuntru. Însă împărăția acestei lumi e împărăția hainelor moi. Dacă nu ai bani, nu ai acces. Dacă nu ești un anumit tip de om, nu ai acces. Dacă nu ai un anumit tip de credit card, nu ai acces. Dacă nu ai o anumită recomandare, nu ai acces. Pentru că trăim într-o lume selectivă și nedreaptă, iar selecția este făcută pe criterii la care noi nu avem capacitatea să le îmbunătățim. Când Dumnezeu îl cheamă pe om însă, îl întreabă: vrei să te faci sănătos? Și omul îi spune: Doamne, nu pot. Și Hristos parcă îl întreabă: dar cine te-a întrebat dacă poți? Eu, Dumnezeul care ți-am creat ficaturi, nichii, plămânii, celulele și mașinăria aceasta numită om, care se regenerează singură când mănânci și dormi, tu crezi că am nevoie să-mi spui tu că nu poți? Tu nici atâta lucru nu știi, că eu am părăsit cerul și am venit pe pământ doar pentru că am știut că nu poți. Nu te-am întrebat dacă poți sau nu, te-am întrebat dacă vrei sau nu. Pe noi lumea nu ne întreabă dacă vrem, ne întreabă dacă putem și nu putem. Cum să poată omul obișnuit să arunce $1,000 pe o întâlnire? Cum să poată omul obișnuit să arunce $20,000 pe o haină? Cum să poată omul obișnuit să meargă în locuri unde se cheltuie prea mult pentru posibilitățile lui obișnuite? Aici nu mai e problema de a vrea sau de a nu vrea, e problema de a putea. Dacă și mântuirea ar fi pe a putea, atunci n-ar mai avea-o decât un grup de selectați. Dar mântuirea este pe a vrea. Dacă vrei,
Deschide-ți inima și tot cerul va încăpea în sufletul tău chiar în seara asta. Dumnezeu îți va ierta toate păcatele în dar. Este cadoul lui Dumnezeu de Crăciun. La aceasta te cheamă Dumnezeu, omule. De aceea oamenii îl caută pe împăratul. Pentru că el oferă ceea ce nu oferă nimeni. Viitorul acestei împărății este la fel de șubred ca și împărații și ca și ideologia lor. Spune Scriptura în Marcu 13, un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, pentru că ce urmează e groasnic. Aici îți crești copiii și pentru lucrurile astea îi crești. Pentru lucrurile acestea îi crești. Se merită să străiești viața în contextul acesta? Este locul unde vrei să trăiești? Hristos a venit ca să aducă o altă împărăție, unde nimeni nu se va scula împotriva nimănui. Unde nu va fi tulburare și nici război, și nici foamete, și nici tulburare. Dimpotrivă, el spune, acolo toate lacrimile vor fi șterse. Fii sincer, cât de lungi sunt momentele în care te ascunzi, poate chiar de partenerul de viață, și plângi pentru că doar lacrimile mai sunt rugăciunea pe care o poți spune. În situațiile critice prin care viața te trece, în teascul în care Dumnezeu te îngăduie și unde te frământă, unde frământă un caracter care să moștenească împărăția. Ei bine, omule, aceste lacrimi într-o zi vor fi șterse, dar împărăția acestei lumi produce lacrimi, nu le șterge. Ce interes ai să trăiești în lumea aceasta? Ai acum posibilitatea să te confrunți cu argumentele lui Dumnezeu. Nu vrei să crezi, să nu crezi, dar atunci acceptă aceste argumente care sunt logice. Ce interes ai să trăiești într-o societate unde există tulburare și foamete și război și confruntări armate și nesiguranță și nebunie și manipulare socială? Ce interes ai? Când Iisus Hristos a venit să-ți ofere mântuirea și împărăția unde îți va șterge lacrimile și unde vei fi alături de El, și bucuria va fi veșnică. Și acolo nu vei mai îmbătrâni și nu vei mai muri și nu te vei mai căsători și nu vei mai avea problemele de pe pământ. Omule, aceasta este o realitate pe care o poți accepta în seara aceasta prin credință. De aceea oamenii vor împăratul, adevăratul împărat. Pentru ca acești înlocuitori, aceste surogate ieftine, 2%, din lumea aceasta și din casele împăraților ei, nu au satisfăcut niciodată inima sinceră a omului care caută cerul, iertarea, mântuirea și vindecarea lui Dumnezeu. De aceea oamenii îl caută pe împăratul, pentru că oamenii se simt vulnerabili, se simt mințiți, se simt în nesiguranță, sistemele umane sunt nedrepte. Mai mult de atât, împărăția lumii acesteia este condusă de diavolul. Și de fapt este împărăția lui. Și Scriptura ne spune că diavolul vrea să distrugă lumea aceasta cu tot ce este în ea și pe ea. Și oamenii care vor fi în lumea aceasta și care vor aparține ei, vor fi distruși. Pot avea buncăre din beton, ca și Saddam Hussein, atunci când le vine ceasul. Va exista un ac și pentru cojocul lor. Singura soluție reală pentru căutarea unui om sincer este Iisus. El este cadoul lui Dumnezeu, El este oferta lui Dumnezeu și îl poți primi prin credință. Nu trebuie să poți, pentru că nu ai cum să poți, trebuie doar să vrei. El poate în timp ce tu vrei, dar dacă tu nu vrei, nici Dumnezeu nu poate. Mergând mai departe în expunerea noastră, vom vedea însă că există o împărăție și un împărat pe care oamenii îl caută în persoana lui Iisus. Pentru că oamenii vor mai mult decât pot ei face. Oamenii vor ceva ce este de natură divină. Vă aduceam aminte data trecută și acum doar scurt, întreagăt, mai spun câteva cuvinte. Aduceți-vă aminte că oamenii tot timpul vor fi puși în situația să aleagă în viața aceasta. Și nimic nu se face dincolo de alegerea noastră în problema mântuirii. Domnul Iisus Hristos, când a fost în această lume, oamenii au apreciat abilitățile și resursele care întreceau pe ale contemporanilor săi și au vrut să-L facă împărat. Dar împărat al lumii acesteia,
El însă spunea, eu sunt un împărat, eu sunt împărat, dar nu sunt împărat în lumea aceasta și nici nu vreau să fiu. Scriptura spune în Ioan, capitolul 6, versetul 15, Iisus, fiindcă știau că au de gând să vină să-L ia cu sila să-L facă împărat, s-a dus în munte, numai El singur să se roage, pentru că El n-a acceptat să fie împăratul acestei lumi. Noi nu trebuie să-L vedem pe Hristos ca pe cineva care a fost respins de lume, nu! Generația lui a vrut să-L facă împărat, pentru că le-ar fi plăcut un împărat care înmulțește pâinea. Le-ar fi plăcut un împărat care vindecă orice boală. Le-ar fi plăcut un împărat care rezolvă orice problemă. De aceea au vrut cu sila să-L facă împărat. Dar El a venit aici nu pentru atât. Vă mai aduceți aminte de Maica Tereza? Îngrija un om bolnav de lepră căruia îi se vedea în anumite locuri oasele, deoarece nu mai avea carne pe anumite porțiuni ale trupului. Și un american care s-a dus să facă poze, fiind în vizită la o leprozerie, într-un loc unde stau leproșii, și unde femeia aceasta, celebra aceasta femeie, îngrija un lepros, s-a uitat și a spus, eu n-aș îngriji un astfel de om nici pentru $1,000,000. Ea s-a uitat la el cu dragoste și i-a spus, crede-mă că pentru $1,000,000 nu l-aș îngriji nici eu. Atunci când oamenii lui Dumnezeu slujesc, slujesc pentru mai mult de $1,000,000. Prezența dumitale aici este consemnată într-o carte pe care nu va arde focul niciodată. Cântarea pe care o cânți și o dăruiești Creatorului, ca pe singurul lucru care l-ai, este un diamant de mare preț cu care te vei întâlni în ziua veșniciei. Și toate lucrurile care le faci din dragoste și dintr-o motivație corectă față de Domnul, este o slujire care valorează infinit mai mult decât $1,000,000. Aceasta este împărăția acestei lumi. Totul se numără în dolari. Însă în împărăția lui Dumnezeu, totul se numără în jertfă și în motivația cu care te jertfești. De ce îl caută oamenii pe împăratul? Este simplu. Vulnerabilitatea, siguranța, vremelnicia și toate celelalte lucruri care aparțin acestei lumi sunt specifice, sunt caracteristicile ei, ne sperie. De aceea oamenii caută altceva. Îl caută pe împăratul care iubește la modul absolut, care iartă și nu-și mai aduce aminte niciodată. N-ai vrea să fii iertat de ce ai făcut și nimeni niciodată să nu-ți mai scoată ochii. Pur și simplu să fie ca și cum n-ai făcut niciodată lucrurile acelea. Ce ne doare atunci când cerem iertare cuiva și când se supără din nou ne bagă degetul în ochi. Așa este în împărăția acestei lumi, unde nu ne place să trăim. Însă Domnul când iartă, iartă și atât. Iartă și gata. Nu-ți mai aduce aminte niciodată că lui nu-i pare rău de darurile pe care le face fiilor oamenilor. De aceea îl cauți pe Domnul. Dacă lumea ar oferi ce oferă Dumnezeu, ar fi o alternativă la împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu nu are alternativă. Împărăția lumii nu este o alternativă la împărăția lui Dumnezeu. Vreau să mai spun doar, înainte să lansez ultima idee cu care închei, că împărăția aceasta a lui Dumnezeu este și împărăția sfinților lui. Este extraordinar să accepte Dumnezeu într-o clipă să devin parte la împărăția lui. Venim în America și unii au venit săraci riscându-și viața. Au colindat mările și oceanele pe vapoare, trecând dintr-o țară în alta, expunându-se la riscul să fie omorâți, să-și piardă familia, să ajungă în America. Și au stat aici la negru și poate unii la negru vor muri. Alții așteaptă ani de zile și fac tot felul de compromisuri și plătesc bani după munca de ani de zile ca să intre în posesia la un amărât de green card, de carte verde, și alții să primească cetățenie. Cât de greu te acceptă americanii să devii parte a țării lor? Ani de zile, poate pentru unii 10-15 ani, poate pentru unii nici măcar o viață nu-i suficient. Și Dumnezeu în această seară îți spune următorul lucru. Omule care te duci drept în iad, dacă vrei și crezi și te pocăiești, tu devii parte a împărăției lui Dumnezeu. Iar toate binecuvântările împărăției lui Dumnezeu îți devin oportunități în care intri prin credință. Pentru că aceasta este zestrea și promisiunea lui Dumnezeu pentru copiii săi. Să vă citesc doar un verset sau două.
Dumnezeu oferă viață veșnică și oferă slavă veșnică. Ascultați cuvântul Domnului. Am văzut niște scaune mari de domnie și celor ce au cezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina Evangheliei lui și ale celor ce nu s-au închinat fiare și icoane ei și nu au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Iisus 1000 de ani. Nu toți oamenii vor învia pentru Iisus. Unii vor învia pentru moarte veșnică, nu pentru viață veșnică. Omul care se pocăiește va trăi veșnic cu Dumnezeu. Dacă lucrul ăsta nu ți ajunge, du-te și vezi de treabă. Dacă pocăința nu-ți trebuie, du-te și vezi de treabă. Dacă viața veșnică nu-ți trebuie, du-te și vezi de treabă. Dar ascultă-mă, nimic nu-ți trebuie altceva decât viața veșnică. Pentru că tot timpul ai înghițit o basculantă de medicamente să nu mori. Și acum când îți dă Dumnezeu viață veșnică, vrei să-mi spui că nu-ți trebuie? Toată ziua te duci la doctor și cheltui banii acolo ca să mai trăiești un an. Cât e un an? Dumnezeu îți dă viață veșnică. Binecuvântat să fie Domnul. În dar, prin credință, în urma pocăinței. Ce minunat este Dumnezeu. Care sunt condițiile de intrare și de ședere în împărăția lui Dumnezeu? Prima este pocăința. El zicea, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră prin talente, nici prin jertfe, nici prin faptul că ridici case de rugăciune sau sponsorizezi pe cineva. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin pocăință. Atunci când ești pocăit și faci jertfe, ele sunt consemnate de Dumnezeu și vei fi răsplătit. Dar în absența pocăinței nimic nu mântuiește. Apoi, nașterea din nou, Iisus a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu te naști din nou, nu vei intra, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Apoi, o viață de neprihănire. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Neprihănirea. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul în Matei, în capitolul 6. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Cei mai mulți predicatori spun asta. Dar asta este jumătate din ce trebuie spus. Pentru că Evanghelia completă este așa. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Cei mai mulți oameni caută împărăția. Credeți că musulmanii caută altceva? Ei împărăția o caută. Hindușii, confucialiștii, toate formele de religie, avansate sau primitive, caută altceva decât împărăția? Nu! Toți caută împărăția în maniera lor, dar caută împărăția în absența neprihănirii. Singurul mod de a căuta împărăția cu succes, de a o găsi și de a o avea, este căutați împărăția și neprihănirea. Nu poți să cauți împărăția pe fondul absenței neprihănirii. Neprihănirea este fondul care trebuie să existe când cauți împărăția. Este simplu să dorești împărăția, dar fără neprihănire. Hrănirea. Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și neputință. Dacă te-ai pocăit cândva și nu ai un sistem de hrănire constant, vei muri de foame sau vei fi atât de slăbit încât nu vei fi în stare să te confrunți cu responsabilitățile vieții. Fii sincer, dacă ai mânca o dată pe săptămână, ai fi în stare să muncești și să faci față la ritmul alert al vieții cotidiene? Biblia ne spune că Iisus predica Evanghelia și oamenii se hrăneau cu Evanghelia. Omule, nu trebuie să citești Evanghelia pentru că îți spun pastorii. Și nici să nu o primești ca o poruncă, ci ca pe o oportunitate cu care îți hrănești Duhul înviat, trezit la viață prin pocăință. Dacă nu citești Evanghelia, atunci te usuci pe picioare și într-o zi vei muri sau vei fi o persoană care nu vei fi în stare să te miști spiritual. Nu vei fi bun de nimic, nu vei putea nici să-ți ridici un pahar cu apă la gură, vorbesc duhovnicește, trebuie să te hrănești. În împărăția lui Dumnezeu există un sistem de hrănire. Apoi, în împărăția lui Dumnezeu, pentru ședere, există luptă cu dușmanul.
Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ispita este dușmanul nostru. Nu păcatul în primul rând, ci ispita. Pentru că faza incipientă, adică de început a păcatului, este ispita. Noi trebuie să ne luptăm cu ispita. Dacă am pierdut lupta cu ispita, degeaba ne luptăm cu păcatul, că păcatul ne înghite imediat. Dacă ești tentat să fumezi, nu-ți cumpăra țigări și spune, las că le țin aici în buzunar, dar nu fumez, săracul de tine. Păi atunci de ce le-ai cumpărat? Ispita e să le cumperi. Păcatul e să o bagi în gura, să o aprinzi. Păi dacă o ai în buzunar, poate nu azi, poate nu mâine, dar peste o săptămână o aprinzi. Și știi că e adevărat. Dacă ai probleme cu alcoolul, nu te duci într-un loc unde se consumă alcool și spui, las că stare, încă nu știi cât de tare ești. Înseamnă că ești foarte sărac și foarte începător dacă nici atâta lucru nu știi. Luptă-te cu ispita, ține-te departe. Depărtează-te de tot ce ți se pare rău. Că dacă te duci în gura lupului ăsta, te înghite. Degeaba ai spui tu că ești pocăit, el nu știe de pocăința ta. Aș vrea să închei, pentru ca să avem 5 minute timp să ne rugăm, spunându-vă că un fost director de la Boeing a ajuns la azil, la casa de bătrâni, și plângea în fiecare zi. Omul acesta a avut un coleg, un subaltern, care tot timpul l-a prezentat pe Iisus și el n-a vrut să se pocăiască niciodată. Acum i-a murit soția, copiii l-au dus acolo și omul ăsta plângea de când se trezea până se culca. Și o femeie mai cu inimă care îl cunoștea pe Domnul, din clădirea aceea, din azilul acela, din casa aceea de bătrâni, s-a dus într-o zi și l-a întrebat, Domnule, eu cunosc din fișa dumitale personală, știu din computer cine ai fost, știu cât income ai avut pe an, știu cât bani ai făcut. Eu știu ce om mare ai fost dumneata, spune-mi, de ce tot plânge atâta toată ziua? Și omul acesta a spus așa, ceea ce este insuportabil pentru mine, Doamnă, este că nu aparțin nimănui. Și asta mă termină. O vreme am aparținut soției, dar a murit. O vreme am aparținut copiilor, dar s-au însurat și au uitat de mine. Și acum crede-mă că nu mai aparțin nimănui. Și treaba asta mă omoară. Ascultă-mă, astăzi ești tânăr, ai bani și colinzi peste tot și tu crezi că așa o să-ți fie mereu. Director la cea mai mare companie de avioane din lume să fii. Într-o zi vei îmbătrâni și vei rămâne singur. Iar dacă Iisus nu ți este prieten, atunci, omule, vei plânge și plânsul acesta îl vei merita și va fi veșnic. În seara aceasta eu nu vreau să te sperii, nici să te supăr. Dar calitatea mea de om al lui Dumnezeu este să-ți spun adevărul pe care Dumnezeu vrea să ți-l spună. Eu nu sunt decât un difuzor care transmite vocea cuiva care are dreptul să vorbească fiilor oamenilor. Și acesta este Domnul care ți-a dat viața. Și Dumnezeul acesta îți spune următorul lucru. Tu cui aparții? Aparții unei companii? Dar tu nu știi că într-o zi vei fi dat afară sau vei ieși la pensie? Aparții unei familii, dar tu nu știi că într-o zi ori dumneata, ori familia vor muri? Cui aparții, omule? Ai pe cineva căruia aparții veșnic? Nu pentru o vreme, nu pentru o perioadă scurtă de timp. Ai pe cineva căruia aparții veșnic? Îți aparține viața ta lui Iisus și El îți aparține ție? Aș vrea în seara aceasta să ai puterea să te uiți la viața dumitale, la familia dumitale și să te gândești, ce fel de om ești? Cui aparții? Trecutul, indiferent cât de lung este, nu-l mai poți întoarce. Dar ceea ce poți face acum este să-ți iei ce a mai rămas, mult sau puțin, și să spui, Doamne, te rog frumos să mă ierți, că ce-a fost mult am cheltuit eu, dar n-am știut să fac altfel, Doamne. Te rog frumos să mă primești acum cu ce mai mi-a rămas. O zi, dacă mai trăiesc, vreau să o trăiesc cu Tine. Doamne, odată dacă mai respir, vreau să respir de dragul Tău și să am și eu bucuria că mi-am urmat Creatorul măcar o zi. Un Creator pe care L-am respins o viață. Aș vrea să te provoc în seara aceasta să te pocăiești. Pentru că vin sărbătorile Crăciunului
Și Crăciun nu înseamnă beculețe. Crăciun înseamnă un fiu de Dumnezeu care s-a făcut om ca să-ți mântuiască sufletul și să-ți ierte păcatele. Și te rog frumos în această seară să reacționezi. Dacă ești aici în sală sau ești undeva pe fața pământului și prin intermediul internetului ești cu noi, te rog frumos acolo unde ești să te pocăiești, pentru că n-ai decât o singură viață și nu ești stăpân pe ea. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare și să răspundem aceste întrebări. Noi cui aparținem? Aparținem lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu în cer și pe pământ, Domnul Slavei, Mântuitorul, Împăratul, Regele, Emanuel, Mesia, atunci suntem niște oameni fericiți. Dar dacă ne aparținem nouă și păcatului, în seara aceasta suntem invitați să ne pocăim. Frați și surori, dragi prieteni, haideți să ne aplecăm ființa înaintea Domnului și să ne rugăm. Să ne pocăim, să ne smerim, să-L primim pe Domnul în inima noastră și să plecăm de aici niște oameni mântuiți. Să plecăm cu Împăratul, nu singuri. Dumnezeu să fie lăudat. Ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betania.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.